dar nu este revoltător ca acești sportivi care majoritatea dintre ei au ajuns să aibă performanță fiindcă ei au lucrat, familia a finanțat, să-și bată cineva joc de ei până și cu echipamentul. E incalificabil dacă vrem să fim așa cinstiți. Nici nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa ceva. Deci responsabilii sunt de toată jena.